Sunt Adina de la Heaven și vă propun următorul lucru, să urmăriți matinalul Fii Antenă cu Mădălina de luni până vineri. Vă pup, vă iubesc! Zi de marți, cu fericire la toată lumea să fie! Mult succes în tot și în toate, bucurii și sănătate! De toate acestea să aveți parte, matinalii mei harnici! Vă apreciez enorm pentru că vă treziți la această oră, fie că e pentru muncă, copii sau pur și simplu sunteți matinali. În emisiunea de astăzi vom discuta despre tipurile de ten, machiaje, în funcție de tendințe, cum să avem un ten curat și îngrijit, sfaturi și idei pentru a avea grijă de frumusețea feminină, dar și sfaturi pentru bărbați, ce pot face să aibă și ei un ten curat și tânăr. Toate acestea le vom discuta cu make-up artistul Graziela Roman. Bună dimineața și bine ai venit! Bună dimineața și bine v-am găsit și vă mulțumesc mult pentru invitație, mă bucur mult să fiu aici. Așa, în premieră la matinalul Fii Antenă, Graziela, vreau să te întreb întrebare întrebătoare. Pentru o specialistă în ale îngrijirii, în ale frumuseții, cum arată o dimineață perfectă? Ce ritual de frumusețe ai tu, Graziela? Păi, chiar dacă sunt make-up artist, poate să sune șocant, dar ritualul meu de dimineață este unul extraordinar de simplu. Puțin mai tare, așa, să te audă toată lumea. Sigur, pentru că mă trezesc dimineața, mă spăl pe față și îmi aplic o cremă de hidratare. În rest, rutina mea e mai puternică seara, când îmi curăț tenul foarte bine, folosesc și gelul de curățare, alte creme hidratante. Eu am și un ten foarte uscat și de aleg să-l hidratez și să folosesc oricum texturi destul de ușoare pe el. Nu vreau să-l încarc, nu vreau să pun nici prea multe creme, nu vreau să... Să aibă un strat foarte gros încărcat, da, ai dreptate. Deci trebuie oarecum să respire și pielea. Da. Iar pentru bărbați trebuie să aibă și ei un ritual dis de dimineață. Bună dimineața, echipa mea de Spirit Duș. Bineînțeles, să apărăm în fața micilor ecrane, trebuie să-i spunem bună dimineața colegului meu, Romeo. Ia uite ce vesel este. Și bineînțeles, unde ești mai tu ascunsă acolo, Sebi? Bună dimineața. Se spunea, nu știu dacă știți, că ieri a fost cea mai tristă zi din ultimii 5 ani sau cum era, mai Romeo, știi? Nu știu, nu știi nimic. Păi nu ce nici eu. Nici tu nu știai? Păi mai bine că nu știați, eu ci că ești depresiv, nu dai randamente la locul de muncă. Într-adevăr a fost pe acolo, pe aici, pe acolo, chestia așa, ce am simțit-o și eu de tristețe, dar știi cum e vorba aia, când ești trist, ia încearcă să zâmbești, să vezi că nu mai poți fi trist. Exact. Uite, deci pur și simplu, da, ești trist și zâmbește. Forțează-te să zâmbești, să vezi că nu mai ești trist. Am dreptate, măi, Romeo. Ia uite, așa e. Dacă ești vesel și faci fața așa de îmbunat, ești trist. Deci totul vine de la noi. Pleacă de la noi dacă suntem triști sau fericiți. Nu mai pleacă nici ce spune, nu știu ce... ghicitor acolo, ce spunea el, că nu, că e cea mai depresivă zi din ultimii 5 ani sau cum era, mai dragii mei, matinal, ca să vă fac și rima dimineții. Vă așteptăm mesajele dumneavoastră dis de dimineață pe Antena 3 Vâlcea. Dacă aveți întrebări pentru Graziela sau pentru mine, sugestii, sau chiar și pentru echipa mea de Spirit Duș, dacă vreți să le transmiteți un mesaj, țin să vă informez că săptămâna viitoare avem o ediție specială. Vom organiza un eveniment frumos, faptul că împlinesc un an de zile și vreau să fiți aproape de noi, pentru că vom premia 3 telespectatori fideli, le vom dărui ceva cadou, surpriză, așa că stați aproape de noi să vedeți despre ce este vorba și nu în ultimul rând, cei care distribuie, cei care comentează, cei care dau like-uri cel mai multe, vor primi din partea noastră ceva foarte frumos. Iar acum sunt tare curioasă să aflăm câte grade în termometre vom avea pe tot parcursul zilei de astăzi. În acest moment, când veneam așa gale către locul de muncă, erau 2 grade cu plus, dar soare, soare în suflet, soare pe cer, important e să-l avem, dar ia să vedem dacă-l avem și pe cer pentru ziua de astăzi, așa că, Valiconea, te ascultăm! Bună dimineața! E dimineața de marți și de 18 ianuarie în calendar.
Cu cer parțial norat la munte, minusuri pe timpul zilei de la minus 8 la minus 6 grade, la obârșii alături Vârfului Roman, Parcul Național Buila Vânturarița și Parcul Național Cozia. În mare parte însorii cerul, pe la Horezu, Voineasa, Brezoi și Câineni, cu temperaturi pozitive plus 1 grad, plus 2 grade noaptea, minus 6, minus 7 grade. 3-4 grade la plus la Govor, Aulăneș și Călimănești, cer senin și vreme de hoinărit. La Drăgășan noaptea minus 5 grade, ziua maximă de plus 4 grade. Dimineața de marți în Râmnic, fără nor cu minus 3 grade, la prânz temperatura maximă plus 3 grade. Să fie o zi cum vă doriți, fără ghinioane, dar cu noroc și multă, multă sănătate. Să nu uităm că sănătatea e comoara cea mai prețioasă și cea mai ușor de pierdut, totuși cel mai prost păzită. Ei, se pare că vom avea astăzi o maximă de 3 grade în Râmnicu-Vâlcea, grade destul de plăcute, deci nu avem cu minus, e plăcut. Tot ce e cu plus e plăcut, să nu fie cu minus, că atunci trebuie să mai punem o haină groasă pe noi și nu e ok. Cum ești, Grațiela? Îți place vremea călduroasă sau... Îmi place vremea călduroasă. Urăsc iarna din tot sufletul. Urăsc tot ce ține de iarnă, frigul și așa mai departe. Pentru mine 3 grade înseamnă extrem de puțin și abia aștept să vină primăvara mai repede. Am înțeles. Uite, eu mă uitam aici că Romeo al meu cred că l-a luat somnul și a rămas cu cadrul pe mine și citeam mesajele dumneavoastră, dragii mei telespectatori. Vă așteptăm în continuare mai multe mesaje pentru că vreau să vi le citesc imediat după rubrica noastră specifică matinalului și anume horoscopuri, dar înainte de toate acestea vreau să te întreb, ce zodie ești? Pești. Pești. Da. Și cum te vezi tu ca om, ca persoană? Foarte emotivă. Foarte... Emotivă nu par mai grație la deloc. Unde ești emotivă? Acum. Sunt foarte extrovertită în același timp, doar că sunt super, super emotivă și empatică. Eu nu sunt extrem de pasionată de zodii, citesc doar horoscopul pentru mine și... Crezi în compatibilitate între zodii? Cumva da, când eram mică oricum intram pe site-uri din alea să văd dacă sunt compatibilă cu băieții de care îmi plăcea. Aflam și eu zodiile și le căutam. Am înțeles. Ce vârstă ai tu acum, Grațiela? 20 de ani. 20 de ani? Da. Mulți înainte. Mulțumesc. Tinerică. Da. Așa și ca defecte? Ai spus calitățile, zi-mi și defectele. Cred că tot faptul că sunt extrem de empatică ar putea să fie și un defect la zodia mea. De ce, Grațiela? Că e important să fii un om bun, să fii un om care ajută. Dar... Până la urmă, chiar dacă un om profită de bunătatea ta, știi cum e vorba aia, e cel de sus care contorizează foarte Corect. Bine și ți întoarce acest... Dar sufăr și foarte mult când văd oameni pe stradă, animale și uneori nu am... N-am cum să le ajut, așa că stau și plâng lângă ele și na, sunt conștientă că uneori nu pot să ajut persoanele de lângă mine și mă deranjează chestia asta. Am înțeles, Grațiela. Da. Hai să vedem atunci ce ne spune Lili Suciu, ci că unele zodii se vor simți încrezătoare în timp ce altele vor avea parte de frustrări profesionale, dar oare pentru care, mai matinalii mei, imediat revenim, rămâneți alături de noi. Berbec. Ați putea fi calificați drept aroganți când veți vrea să vă impuneți ideile. Încercați să includeți și pe ceilalți în planurile voastre, pentru că ajutorul poate veni de unde nu te aștepți. Taur. Astăzi nativii acestei zodii simt nevoia să se retragă în lumea lor. O călătorie vă poate încărca bateriile, însă este și un pretext de a fugi de problemele apărute în viața de familie și la locul de muncă. Va trebui să vă asumați responsabilitatea și să nu-i mai lăsați pe ceilalți să vă controleze viața. Gemeni. Oportunismul vostru vă poate da bătăi de cap, mai ales în preajma prietenilor. Trebuie să aveți grijă cum comunicați în anumite situații pentru a nu fi înțeles greșit. Este păcat să stricați prietenii vechi pentru un capriciu nou. Aveți grijă și când vine vorba despre starea de sănătate, anumite probleme din trecut își pot face simțită prezența. Rac. Aveți chef să vă distrați mai mult decât o faceți în mod obișnuit, așa că există șansa să decideți să mergeți cu prietenii undeva la munte. Luați în calcul ideea să petreceți fără partenerii de viață. Pentru nativii singuri nu este momentul să vă îndreptați atenția spre relații de lungă durată. Mai bine vă concentrați exclusiv asupra prezentului. Leu. Încercați să nu faceți noi activități și să nu fiți critici la adresa tuturor. Este ziua în care trebuie să culegeți și laude și tot ce ați semănat până acum. Toată lumea pare importantă, asigurați-vă că nu exagerați și că nu luați asupra voastră lucruri pe care nu le puteți controla.
Fecioară, neseriozitatea poate arunca un con de umbră asupra voastră, asupra a tot ceea ce ați făcut și v-ați putea simți izolat. Profitați la maximum de relația cu partenerul de viață, petrecând timp de calitate. Profitați de ocazie pentru a vorbi despre orice problemă nerezolvată dintre voi, iar asta vă va consolida relația pe viitor. Balanță. Astăzi dați dovadă de multă imaturitate și în relațiile cu celelalte zodii vă doriți intimitate și căutați liniștea. Puteți începe să vă bazați pe banii voștri și mai puțin pe banii celorlalți. Este momentul să luați decizii importante. Scorpion. Pentru nativii zodiei, autosuficiența poate da și conferi o titulatură de egoism și este bine să vă orientați atenția asupra partenerului de relație sau de afaceri. Nu este o zi tocmai bună să vă gândiți doar la voi. Uneori trebuie să vă gândiți și la ceilalți. Săgetător. Nativii acestei zodii dau dovadă de lăcomie, mai ales în ceea ce privește partea materială. Vă faceți planuri de vacanță și cheltuiți foarte mulți bani din dorința de a vă distra. Ar fi bine să dați dovadă de maturitate și să fiți mai cumpătați atunci când vine vorba de finanțele dumneavoastră. Capricorn. Atitudinea dictatorială ar putea să dea mari bătăi de cap nativilor din zodia Capricorn. Puteți provoca teamă celor din jur. Încercați să creați o atmosferă relaxantă la locul de muncă, altfel riscați să atrageți critici din partea celor din jur. Vărsător. Izolarea nu vă ajută deloc să vă rezolvați problemele cu partenerul de viață. O discuție deschisă vă poate ajuta să vă puneți de acord. Lăsați încăpățânarea la o parte și încercați să fiți atent și la nevoile persoanei iubite. Pești. Problemele cu partenerul pot da bătăi de cap nativilor pești și la locul de muncă. Încercați să adoptați o atitudine relaxantă chiar dacă întâmpinați mici probleme în relația cu persoana iubită. Încercați să îi spuneți ce vă deranjează și astfel veți rezolva toate neînțelegerile. Ghicitoarea noastră în stele, Lili Suciu, îți mulțumim frumos pentru horoscopul prezentat pentru această zi frumoasă de marți. Ora, ceasul este 7:31 și sunt tare curioasă să vă citesc mesajele primite în această dimineață de la dumneavoastră. Vă mulțumim din suflet și am primit așa de la Vasile Naneș. Bună dimineața! Adrian Monafu, neața, o zi minunată tuturor! Terezia Maria Banac, bună dimineața, o zi frumoasă, vă doresc tuturor un gând bun, un gând bun. Uite, te întreabă Adrian Monafu. Salutare, Mădălina, o salut și pe distinsa invitată, multă baftă în tot ceea ce face, ce pasiuni are invitata. Îi place sportul? Mulțumesc frumos! Îți place sportul? Da, pe lângă machiaj fac și sport foarte mult, merg la sală de câțiva ani, am făcut și basket de performanță 7 și dans. Fotbal un an, dans. Fotbal? Nu știam nimic. Deci ești puțin mai băiețoasă? Ia-ți mai Romeo aici. A? Nu știam fotbal, eu am încercat, m-am dus. Și ți-a plăcut? A fost ok, doar că nu mă descurcam deloc. Ce a fost așa, o experiență? Ai vrut să vezi... Da, știu că am fost fundaș stânga, asta știu sigur. Eu îți mai Romeo ceva aici. Nimic. Trebuia să aducem o minge, să te punem să faci... Da. Uite și de la Cristina. Cristina, bună dimineața, tinerețe fără bătrânețe, cum îi spun eu. Te salut, draga mea, îți mulțumim frumos pentru mesaj. Uite, de la Adrian Monafu primim câteva informații legate de un sport foarte frumos pe care eu îl ador, și anume tenisul, și vreau să salut și eu pe cineva cu această ocazie. Salutări, Florin, de acolo, de la Brașov, știu că ne urmărești, te pup și te îmbrățișez cu mult drag. Și zice așa, vești bune din Australia, la turneul de tenis. Avem 5 românce calificate în turul al doilea. Simona Halep, Sorana Cârstea, Irina Begu, Gabi și Jacqueline, sper că am zis corect. Felicitări tuturor și multă baftă în turul 2 al puternicului turneu de Grand Slam, Australia Open. Uite ce informații frumoase, îți mulțumim din suflet, Adrian, că ești mereu acolo, ești mereu aici prezent alături de noi și ne dai informații importante. Fie că vorbim despre fotbal, tenis, tot ceea ce ține de sport, el este un pasionat. Și zice așa și Maria Mitu, bună dimineața tuturor, vă îmbrățișez cu mult drag, te pup, mama mea, îți mulțumim frumos pentru mesaj, îl salut și pe tatăl meu care ne urmărește la această oră. Vă așteptăm mesajele dumneavoastră în continuare, poate aveți pe cineva la ceas de sărbătoare, ca să facă în continuare rima dimineții și trebuie să-i facem așa o urare din partea dumneavoastră prin intermediul nostru. Bun. Graziela, discutăm astăzi despre tendințele machiajului, despre tenuri, ce putem face ca să le menținem curate și
să avem un ten tânăr, da? Și curat, atât la femei cât și la bărbați. Ei mai puțin cu machiajul, dar și ei își pot face anumite trucuri ca să-și mențină tenul curat și tânăr, da? Dar vreau să ne începem prin a te cunoaște mai bine pe tine și vreau să te întreb de ce make-up și nu altceva. Eu am ales să... Și de când faci asta? Da, fac asta de 3-4 ani profesional, doar că prima oară când am machiat a fost în clasa a patra, aveam 11 ani, cred. Wow! Și cum ai machiat? Cum machiază copiii pe pereți, iau culorile și machiază? Sora mea era în clasa a opta atunci, e cu 4 ani mai mare decât mine și toate rudele care veneau pe la noi începeau să-i aducă machiaje, palete, pensule, cine știe ce mi-au aduceau. Și niciodată n-am fost pasionată de asta. Am găsit și eu o paletă într-o seară. Știu că mă uitam cu mami la Harry Potter. În fiecare seară trebuia să ne uităm la Harry Potter. Și ce ai zis? Să facem magie? Da, și exact. Și am luat paleta aia, pe care încă o mai am, am păstrat-o pentru că a fost prima mea paletă. Este expirată, dar încă arată decent, încă e ok. O țin acolo ca expoziție la mine în casă, pe post de bibelou. Mi-am făcut, țin minte, un machiaj cu degetele, portocaliu și jumătate era negru. Și sora mea mi-a zis că e groaznic și m-a ambiționat să mai fac de 100 de ori până mi-a zis într-o zi că arată chiar bine. Făceam seară de seară, mami nu mă lăsa să mă machiez la școală. Făceai pe tine aceste... Pe mine, da. Experimentai pe tine. Da. Deci nu pe sora ta, sora ta ți-a zis, nu faci pe mine sub nicio formă. Încă nu mă lasă să mă machiez foarte nici acum? Aur, e clar. Păi de ce? Ea are... metoda e de a se machia, care este complet greșită. Cred că are o pensulă total. Este complet greșită, doar că aia e pe aceea, așa și mama mea la fel. Se machiază cum se machia acum 20 de ani și a rămas exact așa. Nu ce vârstă are sora ta? Are 24 de ani, sora mea. Păi și cum se machiază cum se machia acum mult timp? Nu, mama se machia acum și sora mea la fel. De fapt și-a făcut rutina ei de machiaj prin clasa a 9-a sau a 10-a. Și pe aia o ține. Am înțeles, grație. Sunt foarte multe fete care machiază, mai ales în județul nostru, din ce știu. Cam așa te-am cunoscut și pe tine în momentul când am dat eu un anunț, multe taguri la multe fete și acolo am descoperit, am făcut și un studiu de caz, un studiu de piață și am realizat că sunt foarte multe fete în Râmnicu Vâlcea, dragii mei matinali, în caz că nu știați, care machiază. Și vreau să știu ce te diferențiază pe tine față de celelalte fete. Cred că faptul că eu n-am considerat niciodată că există competiție în așa ceva, adică și machiajul este tot un loc de muncă până la urmă să machiezi. Și eu n-am crezut niciodată în chestia asta cu furatul de clienți, machiază mai bine. Eu am cliente care mi-au spus că și dacă aș fi machiat urât, ele tot ar fi venit la mine pentru că le plăcea de mine. Adică eu nu cred că există... Da. Mi-a zis noroc că machiez frumos, grație, la că altfel nu știu ce mă făceam, că nu plecam de la tine. Asta și cred că eu nu am făcut-o pentru bani. Cel puțin acum, da, mai machiez și pentru bani, pentru logic. Bani. Am înțeles. Dar faptul că mi-am machiat 10 ani toate prietenele în fiecare zi, deci în fiecare zi 3-4 ore pe fiecare, le machiam continuu, le făceam poze și încă fac chestia asta, când nu am cliente, eu mereu am fete pe care le machiez pe gratis pentru că asta îmi doresc eu să fac. Îți doresc să excelezi? Da. Îți doresc să înveți mai mult? Da. Vedete, ai machiat? Din fericire, da. Adică am avut câteva rezultate când vine vorba de make-up. Am o prietenă care este regizor și acum... a câștigat locul 3 la Cannes, la festivalul de film și am lucrat acolo ca make-up artist. Eu știu ce frumos! Da, i-am machiat pe Andy Vasuianu, pe Marius Manole, pe Connector și mai multe persoane, Jessie, cu care o să merg acum și la Eurovision. Ce frumos! Da, și contrar așteptărilor mele, a fost o experiență super. Mă rog, mai multe experiențe, toate au fost super, n-am avut niciun fel de problemă cu ei, sunt niște oameni super ok toți. Nu sfițoși? Deloc.
Hai mă, că deloc. Mă minți. Și chiar, nu, chiar m-am mirat. Deci, chiar m-am mirat. Știu eu de ce? Nu vreau să dau nume, că din ce ai, ai spus tu X, X, X și Y, mi-a sunat așa un nume care îl cunosc personal de la evenimente, concerte și el mai fițos așa. Eu cel puțin am avut experiențe super. Deci, am înțeles. Super, super. Ai făcut, cât durează un curs și unde l-ai făcut, Grațiela? Eu am făcut un curs în București, la 2000 cap artiste pe care eu le ador, la Malvina Ișfan și la Ioana Cristea. A durat 3 săptămâni de luni până joi. Uh-huh. Și pentru că nu aveam 18 ani încă, dar reușisem să-mi strâng banii pentru un curs, am dat examenul după majorat. L-am dat cu următoarea grupă. Și atunci mi-am luat și eu certificatul verde, adică sunt machior. Foarte interesant, da. Grațiela. Îți dorești să progresezi în acest domeniu? Adică poți face și mai multe, bănuiesc, cursuri și mai multe training-uri, nu? Da. Eu acum urmează să fac un curs de formator. O să încerc să-l fac. Singura problemă este că am nevoie de diplomă de facultate, dacă nu mă înșel. Da. Mai am un an și un semestru, acum sunt în sesiune. La ce ai dat la facultate? Sunt la sociologie în engleză. Oh. Da. Și cred că îmi trebuie diploma ca să pot să-mi iau cursul de formator și să pot elibera și eu la rândul meu diplome. Până atunci pot să ajut fetele, adică m-am mai întrebat dacă pot să le ajut, le pot ajuta, doar că cursul în sine și diploma o să pot elibera mai târziu. Am înțeles. Uite, da. Te felicită Cristina, are mulțumesc o gândire foarte frumoasă și este foarte comunicativă. Bravo, fetiță! Mulțumesc foarte mult! Vreau să te întreb, câte tipuri de ten sunt, Grațiela, și ce creme trebuie să folosim în funcție de ten? Pentru că majoritatea fetelor, chiar și a bărbaților, fac această greșeală, nu știu să-și aleagă crema în funcție de ten. Da. Te-aș ruga să nu folosești firme sau nume, ci pur și simplu să ne spui tu compoziția sau cum ar trebui să fie. Păi, sunt foarte multe tipuri de ten. O să le zic pe cele principale, pentru că restul oricum sunt doar detalii. Există tenul normal, care de regulă nu prea are probleme nici cu acnea, nici cu... Exact, cu roșața și se recomandă efectiv o curățare corectă cu apă micelară. Orice loțiune pe care o aveți care poate curăța tenul. Un gel de curățare este recomandat pentru oricine. Există și pentru ten normal și pentru ten gras uscat, etc. Și o cremă de hidratare, un ser sau așa ceva, ten uscat, cu care mă confrunt și eu. Și eu. Da. Este destul, oricum este destul de sensibil și pot apărea riduri mult mai devreme din cauza tenului uscat. Trebuie hidratat mai bine decât a hidrata restul tipurilor de ten. Cu orice booster pe care îl găsim, un ser, o cremă, cam la fel merg toate, adică orice ten, indiferent dacă este gras, uscat, normal, totuși trebuie hidratat. Acum depinde numai de crema pe care o folosești, adică pentru tenul uscat, ceva mult mai hidratant decât ceva pentru tenul gras. Mai este și tenul gras, care este uleios, toată lumea știe. Cele mai multe persoane pe care le-am întâlnit eu se confruntă cu tenul gras. Și atunci când avem un ten gras, apare și acnea, problema cu acnea, din ce știu eu. E posibil pentru că porii sunt mai dilatați și tenul gras poate fi un ten extrem de problematic. Și acestea la fel, se curăță cu soluții, se aplică o cremă hidratantă, dar putem căuta la orice farmacie o cremă fix pentru tenul gras. Și sau produse, și când vine vorba de produsele de make-up, se recomandă ceva mai matifiant oricum, ca să nu existe probleme. Tenul problematic, unde apare acnea foarte des, acolo deja este vorba despre dermatolog, pentru că nu pot, nici n-am voie încă să dau cu părerea despre coșuri, doar că trebuie să avem grijă. Dacă poate să fie o problemă de interior și atunci nu poate fi rezolvată de la exterior, ci trebuie prima dată rezolvată de la interior și apoi la exterior. Da, de-aia există multe pastile și multe tratamente cu pastile pentru acne. Grațiela, o să fac și o glumă. Cam chef de o glumă în această dimineață. Și o să te întreb așa, măi, dar ce părere ai despre fetele astea care se machiază și pur și simplu se culcă machiate?
Cunosc câteva personaje și știu că fac acest aspect în momentul în care se îndrăgostesc și vor să nu vă să mine dimineața. Exact. Și tu... Cum? Ce le sfătuiești? Eu nu recomand așa ceva niciodată. Ci că am vrut să fac o glumă, dar e o realitate. Da, e o realitate. Există într-adevăr și excepții în care adormi. Ești la o petrecere, ai adormit. Mi s-a întâmplat și mie, cred că tuturor oricum să adormi odată machiată. Majoritatea fetelor și-au șervețele de machiante și la petreceri, da, ca să se demacheze înainte. Nu recomand, nu face deloc bine și nu neapărat pentru că sunt produsele cumva sau ceva de genul, doar că oricum porii ai dilatați, nu e ok să ții machiaj pe față, orice ar fi el, chit că e rimel, fond de ten și așa mai departe, mai mult de, nu știu, să zic mai mult de o seară, de o petrecere. Când ajungi acasă, trebuie să te demachezi. Este cea mai bună soluție. Posibil. Am înțeles. Și cred că varianta cea mai bună și cea mai simplă, mai Romeo, că ești aici de față, ca bărbat, este ticul natural, că până la urmă tot o să te vadă nemachiată. Te duci la piscină, era vorba aia, că prima dată două la piscină ca să vezi cum arată nemachiată. Am dreptate? Am înțeles. Cât durează să faci un machiaj, Grațiela? În medie o oră. Eu... În funcție de ora la care vin clientele, pun o oră și jumătate sau o oră și un sfert. Îmi iau și o marjă de eroare de un sfert de oră, ori că dezinfectez ceva, ori că întârzie cineva sau nu sunt gata efectiv cu machiajul, se întâmplă ceva. Dar, uite, dimineața, de exemplu, la prima clientă mereu o să dureze mai mult, nu știu de ce, până îmi intru în ritm, cam așa cu toți make-up artiștii cu care am vorbit, se confruntă cu același lucru. Primele cliente ale zilei merg destul de încet și până la final deja îți intri în ritm efectiv și machiez mult mai repede. Dar pun, să zic, o oră. O oră ar fi media de durată. Care sunt pașii pentru un machiaj profesional și bun, perfect, ca să arate bine? Păi chiar dacă vine clienta cu tenul curat, mai cureți odată, orice ar fi... întotdeauna trebuie întrebat ce tip de ten are clienta, ca să știi ce bază trebuie să pui. De exemplu, pentru un ten gras pui o bază matifiantă, pentru un ten uscat pui o bază mai hidratantă. Doar că ce cred eu că e foarte important este să hidratezi orice tip de ten, chiar dacă e și ten gras, chiar dacă e și ten uscat, eu îl hidratez. Poate nu toată lumea e de acord cu hidratarea și a tenului gras, doar că eu nu am avut niciodată probleme sau să aud plângeri de la fete că nu a rezistat ceva. Eu consider că e important să ai tenul hidratat sub machiaj, ca să arate bine mai încolo. Primerul, cum am zis, baza, adică fondul de ten, corector, eu de exemplu nu folosesc pentru că nu-mi place să folosesc două texturi cremoase pe ten, folosesc fond de ten de două ori mai bine. Apoi pudrele, blush, pudra compactă sau liberă pentru fixarea machiajului, tot ce înseamnă contouringul feței. Produse de sprâncene, eu folosesc o ceară care îmi place foarte mult. Mie îmi plac sprâncenele acelea care acum sunt în vogă și mulți oameni le urăsc, acelea ridicate. Mulțumesc. Da. Și apoi machiajul ochilor și la final adaug un spray de fixare care, din punctul meu de vedere, nu face nimic. Apă termală, adică mai exact. Nu, este diferența. Apa termală, sfat. Știu, eu folosesc și de-aia zic. Atunci când vă machiați și, de exemplu, nu arată bine fondul de ten cu pudra și așa mai departe, puteți să aplicați puțină apă termală, asta am învățat-o la curs. Eu aplic mai mult pentru hidratare, pentru... Da, pentru refresh, exact. Efectiv. Da. Dar topește puțin pudra și fond de ten, arată mai bine după ce folosești puțin, oricum. Știu eu de ce fac asta. Da. Dar ce facem mai, Grațiela, cu fetele acelea, că tot am mai dezbătut acest subiect în momentul în care a venit o specialistă în al domeniului cu machiajul, cu make-up-ul. Da. Și vedem acele fete, mă uit la tine și își machiată foarte frumos, natural, așa ca de zis de dimineață, că așa trebuie. Deci fac acea mască frumoasă, de zici că și-a pus masca, cum e mai masca aia verde, dar e de fapt galbenă.
Și nu știu să-și aleagă tipul de fond de ten. Mi se pare foarte urât să văd aici atât de închise și aici albe. Pur și simplu. Dar asta este o problemă și la make-up artiști, pentru că am văzut foarte mulți care le zic make-up artiști mandarină, pentru că fac fetele foarte portocalii și pe mine mă deranjează vizual extrem de tare chestia asta. Dacă clienta cumva alege să și optează pentru un ten mai bronzat, mai închis și își dorește foarte mult, eu i-aș machia inclusiv degetele, adică fetele la mine știu când au venit, dacă zic că vor să fie sclipiți din cap până în picioare, sunt degete tot, sunt făcute. Adică ar trebui totuși, dacă alegem să punem un fond de ten mai închis, să fie peste tot, tocmai ca să nu existe discrepanța asta între față, gât. Dar numai bine îți alegi culoarea tenului și am înțeles că, uite un sfat, din ce știu și mă poți corecta dacă nu zic corect, ci că aici trebuie încercat, de fapt, fondul de ten, da? Pentru că aici este, de fapt, culoarea noastră naturală, aici tot timpul te bronzezi de la soare, că stai cu mâna pe geam. Dar de mine. Dar în general aici este mai greu. Și fetele, eu lasă, când stau pe șezlong, se bronzează, stau mai mult așa. Dar aici mai greu te bronzezi. Multe își doresc, din ce știu eu, să se machieze, de fapt nu, își doresc o culoare de fapt mai închisă la ten și de aici apare de fapt toată problema cu masca aceasta, nu? Într-un fel, da, cu încercatul fondului de ten, eu recomand încercarea pe claviculă sau aici la maxilar, pentru că oricum fața și gâtul nostru sunt diferite de nuanța pielii. Am zis aici în caz că n-ai o oglindă, ca idee, da, și este oarecum asemănătoare, dar este bun și sfatul pe care ne-l-ai oferit. Da, și când vine vorba de mască, eu nu consider neapărat că e din cauza nuanței fondului de ten, ci a fondului de ten în sine. Pentru că există foarte multe fonduri de ten pe piață pe care eu le detest, tocmai din cauza asta, pentru că există într-adevăr efectul ăsta de mască și chiar se bazează foarte mult pe cantitate. Cu cât pui mai mult fond de ten, cu atât tenul tău este mai încărcat. De aia mie îmi place să folosesc o singură textură pe față, de aia nu încarc și cu corector. Și încerc să folosesc straturi foarte subțiri și să le construiesc după. Dacă vreau mai multă acoperire într-o parte, mai pun puțin fond de ten, dar lucrez pe straturi mici. Sunt și fonduri de ten cu acoperire extremă. Adică pe genul glet? Da. Mai pe înțelesul tuturor? Da. Așa că mare grijă ce alegeți, dragii mei. Da, care au acoperire foarte mare și de aia tocmai arată așa tenul. Perfect. Da, am înțeles. O ultimă întrebare, Grațiela. Bărbații au tendința de a nu-și da cu creme de teama, nu știu, considerând că doar femeile fac treaba asta. Este o gândire corectă? Nu, dar nu știu de ce. Bărbații chiar au un ten fantastic și au un noroc fantastic când vine vorba de ten. Nu știu de ce, n-am înțeles niciodată. Ce mândru e acolo cum face. Yes. Dar nu prea cunosc bărbați cu probleme de ten. Ar trebui și ei la fel. Pentru că totuși există ten uscat, gras, chit că ești femeie, bărbat sau te identifici cu alt gen, oricum ar trebui totuși să ai grijă de ten, să ți-l cureți, chiar dacă nu te machiezi, pentru că sunt o grămadă de factori afară, e praf, sunt o grămadă de lucruri care ți apar pe ten și la fel ar putea să-și hidrateze tenul foarte ușor, doar că majoritatea bărbaților pe care îi cunosc nu folosesc nimic. Așa este, grație. Aveam aici niște fotografii foarte frumoase cu munca ta depusă. Te felicit din suflet. Avem machiaje de seară, de zi. E o diferență între machiajul de seară și de petrecere sau de evenimente? Cum e? Eu cred că machiajul ține foarte mult de ceea ce vrea clienta și cum se simte ea bine. Adică eu, de exemplu, mă machiez natural. Eu nu prea mă machiez în general, nu-mi place. Dar când e să... Ironic, dar când e să merg undeva, mă machiez de regulă foarte natural, chit că e seară sau dimineață, chiar ține de ceea ce vrea clienta. Dar eu cred că oricum că orice machiaj este potrivit la orice oră, dacă îți asumi ceea ce porți și ți se potrivește.
Ana Grațila, să vezi o fată așa pe la vreo 15 ani cu machiaj de seară, o dizi de dimineață în piață, nu mi-ar plăcea să fiu sinceră, eu ca fată să o văd. Și au tendința aceasta, din ce observ fetele foarte tinere, au obsesia asta spre tendința asta de a se machia foarte, foarte strident. Da, eu chiar sunt adeptă oricum a machiajelor naturale, după cum se și vede în general, și a machiajelor editoriale, cele cu liniile, pentru cei care nu știu, de exemplu acesta. Mie îmi plac foarte mult machiajele naturale și am și norocul că mi-am făcut clientela în funcție de ceea ce am postat pe internet. Adică lumea știe când vine la mine că nu prea o să mă simt bine făcând un machiaj foarte strident. Și încărcat. Da, doar că îmi plac și alea, doar că nu sunt genul meu. Adică nu le-aș purta și nu le-aș face eu. Am înțeles, Grațiela, îți mulțumim din suflet pentru sfaturile date. Mai aveam multe de vorbit, te invit alături de mine. Mulțumesc și eu foarte mult. Că am ajuns la finalul ediții de astăzi și vreau să te invit. Ceasul, cum mi-ați spus aici, un plic. Ia de aici ceva. Un citat, ia mai amestecă tu puțin, așa că mai pus băieții mei mâna. Așa, un citat motivațional, Karma Matinalului, să vedem ce rezervă ție în această dimineață. Între timp, eu să-mi iau rămas bun de la matinalii mei dragi. Vă mulțumim din suflet că ne-ați urmărit până la această oră. Sper că v-a fost de folos sfaturile date de Grațiela. A fost așa o ediție mai mult pentru domnișoare, dar și pentru domn, ca să fie atenți la ce aleg. Să vă dați cu cremă. Să vă dați cu cremă, exact. Dar mai ales, mai cu seamă, aveți grijă ce alegeți. Duceți-o prima dată la piscină, sfatul meu. Țineți minte. Așa, ia să vedem ce spune. Cel care nu schimbă niciodată opiniile și nu-și corectează greșelile, nu va deveni niciodată mai înțelept. Tyra Networks. Îți place? Sigur. Te reprezintă? Aș putea să zic că da, totuși, chiar dacă mă consider oricum destul de înțeleaptă pentru vârsta mea, chiar cred că trebuie să ne asumăm ceea ce facem și să ne recunoaștem greșelile întotdeauna, tocmai pentru a crește. Ce frumos, Grațiela, așa ca de final pentru dumneavoastră cu acest citat motivațional. Noi vă pupăm, vă îmbrățișăm și vă dorim o zi cu zâmbete, cu vorba aceea. Soare în suflet, soare pe cer, important e să-l avem. Vă pup, matinalii mei. Ne vedem mulțumesc mâine. Mulțumesc frumos!